din tot digitalul, paid media este o parte importantă, într-adevăr, însă este doar o parte din 4% din marketing. Încă n-am cunoscut business care să facă bani din click-uri sau CTR, dar cunosc multe business-uri care se promovează profitabil urmărind metrici de business. Salutare! Sunt Andrei Darie, PPC Strategy Manager la DVF și mă ocup cu verificarea și crearea strategiilor pentru clienții noștri de paid media. Iar astăzi vreau să vorbim despre câteva dintre cele mai comune greșeli care te costă banii afacerii tale zi de zi. Greșeala numărul 1. Neglijarea celorlalte elemente de marketing. Poți să-i spui paid media, PPC sau performance marketing sau oricum ai vrea tu să-l numești, el nu este egal cu marketing. Foarte multe branduri pun egal între paid media și marketing, însă paid media este doar o componentă a unei componente a unei componente. Putem împărți marketingul în trei elemente principale: diagnoză, strategie și tactici, cărora le putem aloca 33%. Promovarea este doar una dintre cele patru componente tactice. Dacă le dăm pondere egale, înseamnă că promovarea este 25% din 33%, adică aproximativ 8%. Ei bine, promovarea o putem împărți la rândul ei în două bucăți mari și late, tradițional și digital. Suntem la 4% deja și încă mai avem de împărțit. Din tot digitalul, paid media este o parte importantă, într-adevăr, însă este doar o parte din 4% din marketing. Este extrem de important să înțelegem cât de puternică este pârghia acestui mâner numit paid media. O implementare perfectă în Google Ads nu va salva un brand care neglijează celelalte aspecte de marketing, cum, de multe ori, nicio implementare greșită nu va distruge un brand. Așadar, nu neglijați niciunul dintre celelalte elemente de marketing. Numărul 2. Definirea greșită a obiectivelor. Există branduri care vor, citez, cât mai multe vânzări sau vor să-și crească awareness-ul. Altele vor să seteze pe post de KPIs și număr de comenzi, cost pe conversie, ROAS, cost per click, numărul de impresii, click-through rate și frequency. Ambele sunt abordări extreme și influențează negativ rezultatele de paid media și nu numai. Atunci când obiectivele nu sunt clare, nimeni nu știe dacă lucrurile merg bine sau nu. Business ownerul va zice mereu: aș vrea mai multe vânzări, iar specialistul sau agenția nu va ști niciodată cât înseamnă mai multe vânzări și nici dacă o lună a fost bună sau nu din punct de vedere rezultate. Pe de altă parte, când avem prea multe obiective, e foarte greu să optimizăm în direcția corectă. De ce să stabilim costul per click ca obiectiv dacă obținem deja ROAS-ul dorit? Încă n-am cunoscut business care să facă bani din click-uri sau CTR, dar cunosc multe business-uri care se promovează profitabil urmărind metrici de business. Chiar aici se află echilibrul. Vrem să urmărim obiective specifice și măsurabile, dar vrem să fie relevante pentru business. ROAS și revenue sau număr de lead-uri și cost per lead sunt combinații de metrici care pot fi folosiți cu succes pe post de obiective. Greșeala numărul 3. Inexactități la nivel de tracking. Tracking-ul este un element paradoxal. Deși are un impact major atât în performanța contului, prin modul în care datele influențează algoritmii de bidding, cât și modul în care specialistul ia deciziile de optimizare, el este de multe ori neglijat. Ori nu este setat corect de la început, ori este setat corect, dar de-a lungul timpului trece prin diferite schimbări de site din care nu supraviețuiește întreg. Cert este că vedem foarte des probleme de tracking ușor rezolvabile, dar care există de mult timp. Tracking-ul trebuie setat corect și verificat recurent. Mai mult, în ultima perioadă au avut loc niște schimbări care vor continua și în perioada următoare, pe măsură ce vom migra către un viitor cookie-less. Lucruri precum Facebook Conversion API, Google Enhanced Conversion sau Google Consent Mode sunt update-uri la nivel de tracking care îmbunătățesc performanța algoritmelor de bidding. Înainte de orice decizie, asigură-te că ai tracking-ul pus la punct. Numărul 4. Structura campaniilor. La fel ca la definirea obiectivelor, greșelile de structură sunt extremele. Pe de o parte, există conturi cu zeci de campanii sau chiar sute de campanii, segmentate la nivel de platformă, ad schedule, orașe, vârste, etc., cu bugete foarte mici la nivel de campanie din cauza segmentării extreme.
Pe de altă parte, vedem și conturi cu o campanie de brand, o campanie de shopping și o campanie de Facebook setate și uitate, pe bugete de mii sau zeci de mii de euro pe lună. Din experiența noastră, segmentarea ar trebui să se facă atunci când există un motiv clar pentru acest lucru, pe care platformele nu îl pot interpreta atât de bine. Pentru lucruri precum ora de afișare a reclamei, împărțirea desktop mobile și alte astfel de criterii bazate pe comportamentul online, Google și Facebook au sute de semnale pe care le analizează în real time și pe baza cărora iau decizii de bidding. Dacă ai obiective clare, tracking corect și volum de date bun, va fi foarte greu să bați algoritmii de optimizare din punct de vedere performanță. Locuri unde algoritmii nu pot încă să interpreteze datele așa de bine ar fi atunci când vine vorba de segmentări pe bază de marjă de profit, pe bază de stocuri sau chiar pe bază de produse în unele cazuri. Elementul comun aici este faptul că segmentarea e de obicei generată de o motivație de business. Nu e motivată direct de modul în care utilizatorul navighează pe internet. Pe scurt, structura corectă conține mai multe tipuri de campanii, dar cât mai consolidate posibil, cu segmentări motivate de decizii de business. Ultima dintre cele 5 greșeli frecvente, am dat un spoiler deja legat de această greșeală, este vorba de setarea și uitarea campaniilor. Chiar dacă ar fi setate perfect din prima, platformele și, în general, industriile sunt atât de dinamice încât orice cont are nevoie de optimizări în mod constant. Aici, plaja de modificări de care are nevoie un brand este mare. De la optimizarea bugetelor, adăugarea de cuvinte negative, testarea de elemente creative noi și până la adăugarea de noi tipuri de campanii, segmentarea acestora sau optimizarea feed-urilor. Există o listă foarte lungă de elemente de verificat și optimizat. De multe ori, în discuțiile cu diversi clienți, aflăm că un punct dureros în colaborările precedente a fost faptul că, citez, nu se lucra pe cont. E o percepție care spune doar o parte din poveste, dar, de multe ori, ascunde și probleme reale în cont. Probabil ați înțeles deja că nu recomandăm extremele. De obicei, o atitudine echilibrată va avea de câștigat. Și în cazul modificărilor pe cont, acest lucru este adevărat. Modificările constante pot face la fel de mult rău precum lipsa modificărilor. Sfatul nostru este să nu urmăriți un număr de modificări, nici din postura de brand, nici din postura de agenție, ci să urmăriți ce anume se modifică și ce impact are optimizarea respectivă în atingerea obiectivului. Acestea au fost cele 5 greșeli, însă acest video poate fi transformat rapid din așa nu în așa da, prin aplicarea soluțiilor propuse pentru fiecare dintre cele 5 greșeli. Atunci când un business are o strategie clară de marketing, își setează obiective relevante, măsoară corect impactul campaniilor de promovare, are o structură de cont echilibrată și optimizează recurent campaniile de paid media, vorbim despre o afacere profitabilă rapid, atât pe termen lung, cât și pe termen scurt. Dacă te-au ajutat sfaturile din acest video, dă-ne un like, share-uiește-l cu alt business owner și lasă în secțiunea de comentarii care crezi că este cea mai comună greșeală de paid media care lipsește din această listă. Spor la optimizat și ne vedem în videourile următoare!